Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. El ne-a dat îndurare și ajutor până în seara aceasta și avem nădejde din ajutorul Lui și în continuare. Binecuvântat să fie în veci. Am înțeles că în zilele, mai exact în serile acestea, vă adunați în mod deosebit pentru rugăciune și am pe inimă să privim împreună în Sfânta Carte la acest capitol important al vieții de credință, rugăciunea. Dacă vorbim despre cântare, poate nu toți ați fi cântăreți, la predică de asemenea și așa mai departe, la alte discipline spirituale, poate ne împărțim fiecare cu chemarea Lui. Dar cred că toți avem harul să ne rugăm și mai mult, harul Dumnezeu să ne asculte. Privind la rugăciune și capitolul ei, distingem în Sfânta Carte mai multe capitole și aș vrea să observăm puțin relațiile dintre ele și dacă s-ar putea să putem să ne îmbunătățim viața de rugăciune. Mă gândeam în timp ce familia Bupte cânta, cu siguranță că pentru cântarea asta, care mie nu mi s-a părut simplă, mai complexă, au făcut repetiții. Că dacă s-ar fi apucat numai să o cânte fără repetiții, nu ar fi mers în felul acesta. Eu mi-am mai spus și altă dată că noi stăm bine la capitolul cântări, fiindcă facem multe repetiții. Respectăm notă. Respectăm gamă. Dacă și la capitolul rugăciune ne-am ști fiecare vocea Lui și ar s-ar ruga în gama potrivită, cred că ar suna rugăciunile la fel de bine sau cel puțin precum cântările în general. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 2, citesc de la versetul 1, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, dar de ce scrie lângă rugăciune, cereri, mijlociri și mulțumiri? Acestea nu intră în capitolul rugăciune? Intră dacă privim rugăciunea în ansamblul ei. Dar vrea să explice cât de complexă este. Spune în Filipeni, capitolul 4, în aceeași idee a rugăciunilor noastre, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune. Și din nou, cereri, mulțumiri. Cred că atunci când ne rugăm, și oricum aceasta este un har, să avem noi drept acces la Dumnezeu. În Vechiul Testament doar leviții se puteau apropia de unele din obiectele templului și acelea învelite în pânză. Preoții se puteau apropia mai mult, dar nu toți. În Sfânta se intra doar de două ori pe zi, iar în Sfânta Sfinților o dată pe an și nu toți, unul singur. Pe când acum, prin harul Domnului Hristos, odată perdeaua ruptă și noua închinare în Duh și în adevăr, avem noi toți acces la Dumnezeu. Dar când intrăm în prezența Sa, care dintre rugăciunile acestea sau domeniile rugăciunii ar trebui rostite mai întâi? Spune Scriptura în Cartea Profetului Isaia, capitolul 59, citesc de la versetul 1, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare să audă. Și dacă e vorba de auzi, ne gândim la rugăciune. Ci nelegirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Deci nu putem vorbi de rugăciuni și de ascultarea lor până nu s-a rezolvat problema dintre noi și Dumnezeu. Nu putem să ne adresăm lui Dumnezeu Tată până nu ne-a iertat și devenim copiii Lui. Nu putem să avem acces la Dumnezeu fără o ispășire. Așa se puteau apropia și evreii de Domnul. Și ziua aceea singură din an în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor, era ziua în care tot trebuia să smerească. Pentru că prima atitudine în rugăciune e cea de pocăință, de smerenie, partea din cuvintele noastre prin care cerem ca Dumnezeu să ne ierte. Și aceasta o putem face numai în numele Domnului Hristos. De aceea este foarte important că avem un mare preot la dreapta măririi lui Dumnezeu. Pentru că el poate să mijlocească
Și cu siguranță mijlocirea numărul 1 a Domnului Hristos va fi la capitolul iertare. N-are rost să ne apropiem de Dumnezeu nici cu cereri, nici cu mulțumiri, nici cu vreo altă componentă a rugăciunii noastre până când nu s-a rezolvat relația între noi și El. Altfel ne-am rugat în zadar. Cred că aceasta e prima fericire la capitolul rugăciunii, spunea David în Psalmul 32 și noi cunoaștem istoria lui, ce s-a întâmplat. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul. Și cunoaște și scrie în Psalmul 51 cum îl durea pentru păcatul lui și nu sunt singurii psalmi în care îl și exprimă mâhnirea și pocăința. Să ne ajute Domnul să avem acea atitudine ca a fiului risipitor. Observați, el n-a început să-i spună tatălui că e foame, deși îi era. N-a început prin a spune că este gol și are alte nevoi. A început prin a-și cere iertare. Și toate au curs după aceea. Și a venit și momentul pentru sărbătoare. Pentru că mai întâi și mai întâi trebuie să ne mărturisim și Domnul să se îndure de noi și să ne ierte. Asta este foarte important. Deja ești fericit. Și dacă n-ar fi ascultate alte rugăciuni, ești fericit pentru că Dumnezeu nu mai este mâniat și ești primit în drepturi. Spunea Asaf în Psalmul 78, chiar dacă mi se va prăpădi carnea, dacă l-am pe Dumnezeu, El mă va primi în cer. Dacă acum îți primește Domnul rugăciunea și ai acces acolo la El, totul e rezolvat. Un frate de la noi în biserică era foarte bolnav și se ruga și a cerut mijlociri și prin alții și a fost un cuvânt de descoperire printr-un frate la Izvin. Grija ta trebuie să fie să se deschidă cerul în dreptul tău. Erau și alte amănunte și am înțeles că el trebuia să se preocupe ca Dumnezeu și-i dea iertare pentru trecutul lui. Să știți că cea mai tristă stare ar fi să plecăm de la adunare după un timp de rugăciune neiertați. S-ar putea Domnul încă să nu ne asculte la alte probleme, dar ne vom mai ruga. Dar dacă plecăm de aici împovărați și cu păcatul asupra noastră, asta este o stare tristă. Pentru că asta înseamnă mânia lui Dumnezeu peste noi. Nu există decât aceste două stări a lui Dumnezeu. Stare de pace, suntem iertați, stare de fericire, sau stare de osândă, stare de mânie. De aceea să ne smerim de fiecare dată înaintea Domnului și să-i cerem îndurare. Să ne ferim de rugăciunea fariseului. Pentru că nu-L câștigăm noi pe Dumnezeu cu justificările noastre. Într-o adunare, un frate, nu știu ce păcat i-a făcut, printre altele, și-a lăsat nevasta, s-a recăsătorit cu alta din lume și frații l-au pus la disciplină. El a nemulțumit de asta. Și odată când s-a evit ocazia ca un frate să mulțumească, Domnul i-a început să-i justifice în fața poporului cu voce tare, într-o rugăciune individuală. Doamne, Tu știi cât a fost de necăjit, ce probleme am avut. Și frații l-au lăsat câteva minute, până când o soră și-a pierdut răbdarea și a zis, da, taci, asta e rugăciune. Pentru că nu vinem în fața lui Dumnezeu să ne justificăm. Și în primul rând să-i cerem îndurare. Amin? Și dacă este vreunul care se vede fără păcat, asta este o mare problemă. Bietul fariseu a zis, printre altele, scrie în Luca 18, nu sunt ca vameșul acesta, pentru că asta era teoria lor. Erau ei și ceilalți oameni. Păcătoși, știți că ei comentau că Domnul mânca împreună cu ei, că ucenicii se lipeau de ei. Asta nu înseamnă că toată viața trebuie să venim ca niște păcătoși. Am venit odată, Domnul ne-a iertat și ce mai păcătuim pe parcurs, te rugăm doar pentru ceea ce a intervenit. Și Domnul care mijlocește pururea este în stare să rezolve această problemă, numele Lui să fie slăvit. Amin. După ce am avut acces la Dumnezeu, ce ar trebui să-i spunem? După ce ni s-a deschis poarta și Dumnezeu privește spre noi cu îndurare. Cred că
al doilea capitol, potrivit în rugăciunii, rugăciunea de proslăvire a Domnului. După ce ai acces la Dumnezeu, trebuie să devii încântat de slava Lui. Dacă intri direct la cereri, înseamnă că tu îți vezi doar problemele tale și nu te uimește măreția lui Dumnezeu. Primul capitol, cel de mărturisire, e un capitol vremelnic. Până la încetarea nelegirilor și arătarea neprihănirii veșnice, cum scrie în Daniel. Dar al doilea capitol e rugăciunea care continuă pentru eternitate. Spune Scriptura, citesc din cartea 1 Cronici, despre vremea când s-a instituit acest capitol important în cultul evreilor, capitolul 16, de la versetul 7. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Citesc apoi de la versetul 39. A pus pe preoții Țadoc și pe preoții frații săi înaintea locașului Domnului pe înălțimea Gabaon, ca să aducă necurmat Domnului arderea de tot, dimineața și seara pe altarul ardere de tot și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncii lui Israel de Domnul. Cu ei, deci cu preoții, lângă ardere de tot, erau Heman și Edutun și ceilalți care fusese aleși și numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac, slăvit să fie Domnul. Era o slujbă permanentă. Și tot în privința aceasta vreau să vă citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 4. Pentru a vedea că rugăciunea aceasta continuă în cer. Acolo nu va mai fi nevoie să ne mărturisim. Dar să-L proslăvim va fi activitatea numărul 1. Apocalipsa 4, versetul 8, ne spune cum vorbeau ființele acelea din cer. Aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie care este viu în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce este pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununii înaintea scaunului de domnie și ziceau, vă rog să observați, nu se mărturiseau, nu cereau, îl proslăveau pe Dumnezeu. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și despre aceste rugăciuni de cinstire a lui Dumnezeu mai scrie și în 5:12. Despre ceilalți îngeri, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, și astea trebuie să ne cuprindă și pe noi, le-am auzit zicând cuvinte de proslăvire în rugăciune, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin, slăvit să fie Domnul. Mi se pare mie că acest capitol, care e mai important ca toate, ocupă cel mai restrâns loc și timp în rugăciunile noastre. Să-L proslăvim pe Dumnezeu și să-L binecuvântăm pentru ceea ce este El în cer, pentru domnia Sa eternă. Și asta trebuie să o facem în rugăciune, trebuie să o facem în cântare și prin alte cuvinte de exclamare, prin care tot mereu să spunem, lăudat să fie Domnul. Acele cuvinte de aleluia despre care vă citesc și în Apocalipsa 19 exprimă tocmai acest segment sau cum vreți, capitolul rugăciunilor noastre. 19:3. Și au zis a doua oară, spusese odată în versetul 1, a Dumnezeu nostru, Domnul Dumnezeu nostru să fie mântuirea și slava, cinstea și puterea. Și au zis a doua oară, aleluia, ceea ce înseamnă lăudat să fie Domnul. Versetul 4, au zis din nou, amin, aleluia. Versetul 5, din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea, lăudați pe Dumnezeu nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și din nou, versetul 6, aleluia, Domnul Dumnezeu nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Doamne, dă-ne cuvinte să Te lăudăm și noi. Asta este foarte important. E drept ce scriem psalm că mare e Domnul și foarte vrednic de laudă. Dar dacă e foarte vrednic, de ce nu-L lăudăm mai mult? Apucăm cu treburi, așa-i? Apucăm cu cerșitul și cu nemulțumitul și așa mai departe. Repet, e rugăciunea care se va continua în cer. E foarte important. Vreau să vă dau un alt exemplu de rugăciune, de proslăvire a Domnului, cartea 1, Cronici, capitolul 29. David, omul care avea cuvinte în rugăciune, nu degeaba,
are atâția psalmi. Scrie aici în 1 Cronici 29 de la versetul 10, cuvinte de laudă. Eu personal m-am simțit sărac și chiar vinovat și am început să-mi îmbunătățesc acest capitol când am privit ce scrie în Scriptură. Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintele nostru Israel, a Ta, Doamne, este mărirea, puterea, măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău, a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Domnul Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău, Cel slăvit, binecuvântat să fie Domnul. Inspirați-vă din aceste cuvinte și lăudați pe Domnul cu toată inima. Cum scrie psalmistul, tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Amin. După ce Îl lăudăm pe Dumnezeu, copleșiți de prezența măreției Sale, cu siguranță că avem drept să venim înaintea Lui cu cererile noastre, un capitol distinct pe care l-am amintit din 1 Timotei, din Filipeni 4, cere. E drept că nu orice cereri sunt binevenite. Scrie în 1 Ioan capitolul 5, citesc de la versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la El, după ce L-am proslăvit, știm că ne-a iertat, avem drept, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascult. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Mare har! Să înaintezi o cerere cu încrederea că se aprobă. Evident, dacă ai menționat acolo baza legală, ceva după voia Lui, cum spunea Domnul Iisus Hristos când ne-a învățat pe cinci rugăciuni Tatăl nostru. Cu ce trebuia să înceapă? Cu proslăvirea Lui Dumnezeu după ce a obținut dreptul de Tată. Și apoi să ceară lucruri spirituale, pentru pâine și așa mai departe. Mulțumim Domnului care ne primește cererile. Sunt atâtea lucruri care nu avem la cine merge, că nu că nu le-ai spune la tata și la mama sau la partenerul de viață, dar ce pot ei să facă? Sunt situații în care apelăm la oameni, dar sunt mărginiți. Dar spune Scriptura în Deuteronom 4, care popor e atât de important și care Dumnezeu e atât de mare ca Dumnezeul nostru, ca să fie atât de aproape ori de câte ori Îl chemăm. Ce Scriptura în psalm, ferici de pe cine care ajutor pe Domnul Dumnezeul lui Iacov. Să te asculte, binecuvântat David, în psalmul 20, să îți primească toate dorințele, ardele tale de tot. Și asta este mare har înaintea lui Dumnezeu. În ziua necazului, când Îl chem, spunea tot David, când Te-am chemat, M-ai izbăvit din toate temerile, din toate problemele mele. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate acestea. Slăvit să fie Domnul! Uneori strigăm și ca Petru, Doamne, acum dacă nu mă scap, sunt pierdut. Și Domnul își întinde mâna și ne ajută. Alte ori întârzie, dar cum am citit în 1 Ioan 5, știm că Dumnezeu ne ascultă. Copiii, voi aveți cereri înaintea Domnului? Sau cu toate poate veniți la părinți? Am citit despre Hudson Taylor că dorea să facă ceva și s-a așteptat să primească banii de la proprietarul la care lucra, de la un medic, pare mi se. Și n-a vrut să-i spun. A zis, Doamne, Te rog pe Tine. Și a plecat respectivul de la locul acela. Și a zis, ce s-a întâmplat? Doamne, eu cred. Și spre surprinderea lui s-a întors înapoi și a spus, am uitat să-ți dau bani. Pentru că e foarte important să avem experiențe cu Domnul. Să-L chem și să-ți vină în ajutor. Să ceri și să te asculte, mărit să fie Domnul. Și după ce am cerut, ce ar trebui să urmeze în rugăciunea noastră? Să-i mulțumim, așa-i? Asta cu anticipație sau până vedem dacă ne dă și cât ne dă? Spunea
Pavel scriind Filipenilor, capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. S-a întâmplat ceva de o natură sau alta, aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni. Și asta înseamnă, în primul rând, proslăvirea sa. În primul rând. După aceea și cererile. Și cerere cu mulțumiri. Se cuvine să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim din toată inima și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Și că noi oamenii suntem deranjați când copiii nu știu să mulțumească. Deși ceea ce facem noi în raport cu orice om e ceva puțin, dar Dumnezeu care lucrează zilnic pentru noi, slăvit să-i fie numele. Dacă cineva ne-ar face cadou o pereche de ochelari așa pe măsură, am mulțumit, așa-i? Dacă Dumnezeu ne-a dat vedere în ochi de ani de zile, îi mulțumim mai răruți, nu? Sau poate nu îi mulțumim până n-am ajuns la ochelari. Să ne dăm seama cât de importantă este vederea. Copii, voi nu vă dați seama ce înseamnă sănătate și că ați putut să creșteți așa, normal, când alții sunt handicapați și sufăr. Spunea un frate care s-a întors din Sudan că a dormit acolo în cort, nici vorbă de pat sau de pătură. Și când s-a sculat dimineața, a văzut copiii din sat că merg la pădure și a întrebat ce fac. Se duc să mănânce insecte, să-și asigure un minim de proteine, nu există mâncare. N-a plouat de vreo 2 ani acolo în Cornul Africii. Sărăcie. Pentru noi nici nu știm ce e aceasta. Dar măcar dacă am ști să mulțumim lui Dumnezeu pentru ființa noastră, pentru că ne-a păstrat mintea întreagă, pentru cele de sus și cele de jos sunt atâtea pentru care ar trebui să-L binecuvântăm de dimineața până seara și când ne trezim noaptea, din nou să o facem, că dormim în pat, nu în tranșee, că avem căldură și nu stăm la frig și toate astea sunt în bunătatea lui Dumnezeu. El face să ploaie și El le aduce pe toate și pe acest pământ. El îngrijește de noi, slăvit să-i fie numele. E o diferență între proslăvire și mulțumire. Îl proslăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Că e mare, atotputernic, a Lui puterea, împărăția și slava, El le-o crea pe toate. Mulțumirea are de-a face cu ce ne-a dat nouă. Și astea, cum spuneam, sunt multe. Ba, am putea să mulțumim și pentru ceea ce ne va da de aici înainte. Pentru că avem nădejde în ajutorul Său în continuare, slăvit să-i fie numele. Așadar, merită o parte bună rugăciunii noastre să fie aduse ca mulțumire Domnului? Se merită. Să luăm la rând. Spunea profetul Mica, adu-ți aminte. Cu Dumnezeu te-a vegheat în pustie. Cu ce voi răsplăti binefacerile Domnului? Dintr-o parte până la Gilgal, până când s-a încheiat mana pentru că ajunseseră la grâul țării, spune în cartea Iosua, capitolul 5. Și toate acelea, și toate acestea se datorează bunului Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu ne are în vedere și vrea să lucreze pentru noi, mărire Domnului. Mi-a povestit un frate, am auzit eu ca idee, dar acum am auzit-o de la cel în cauză. Un frate din zona Dej, erau mai mulți copii în familie, mai săraci, și tatăl lor, printre altele, era și măcelar în sat și un om mai bogat avea o viția mai mare care și-a rupt piciorul, l-a chemat pe el să o junghe, să o pregătească. S-a întors acasă și respectivul nu i-a dat nici bani, nici măcar un kilogram de carne. Copiii au mâncat, părinții mai puțin în seara aceea și el, povestea fratele Adrian, avea vreo 10 ani și a auzit pe mamă s-a spunând să știi, Aghire, că așa-l chema pe bărbatul său, că mâine dimineață nu mai am ce le da la copii. Și l-a zis, las că ne rugăm Domnului. El n-a adormit repede și i-a auzit pe părinți cu s-au rugat și la un moment dat a adormit, lăsându-i în rugăciune. La ora 2-3 noaptea, bătaie în ușă. O voce mai plângăreață, Aghire, Aghire, scoală-te. Respectivul la care îi tăiase vițeaua,
plângea și spunea, auzi, măi, eu sunt un om rău și păcătos. Vai de mine, tu mi-ai muncit ieri și eu nu m-am gândit la tine și la copiii tăi. Uite, ți-am adus un căruț, s-au adus și carne și alimente. Eu zis, am avut vreo două săptămâni să mâncăm numai din căruțul acela. Și ce îi amintesc că tata și mama s-au pus pe genunchi și au mulțumit în noaptea aceea. Și pe când ne-am sculat dimineața, ne-au pus pe toți la masă și au zis, băi copii, mulțumiți Domnului că astă noapte ne-au cercetat casa. Să-i cerem Domnului cu îndrăzneală și să-i mulțumim cu bucurie. Numele Lui să fie lăudat. Și ar mai fi, aș mai spune, un capitol important în rugăciune. Să nu ne gândim numai la noi, să ne gândim și la alții. Să mijlocim pentru alții, așa-i? Să mijlocim ca Domnul să-i mântuiască, să mijlocim ca Domnul să le vină în ajutor. Asta e o frumoasă lucrare în mijlocire. Domnul Iisus Hristos în cer asta face de 2000 de ani aproape. Mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt, printre altele, asta face. Romanii 8, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Mijlocirea e mare lucrare. Asta e lucrare pentru mari oameni al lui Dumnezeu. Moise, Samuel și alții care au mijlocit, un Daniel, care au stat înaintea Domnului zile în șir și s-au rugat, s-au identificat cu cei în cauză și rând îndurarea Domnului pentru ei. Uneori îmi vine să zic că și dacă n-am avea altă slujbă de făcut, numai să avem vreme cât să stăm să ne rugăm pentru câți oameni și câte probleme ar trebui să aducem înaintea Domnului. Numai aici, în plan local, când cade câte un om, mă gândesc, cred că n-a avut mijlocitori. Când este câte o situație critică, ne gândim nu la cel în cauză că n-a reușit, și la cei din jur, că n-a fost cine să mijlocească pentru el, să pună o vorbă bună la Dumnezeu. Cineva care să-l înconjoare cu scuturi și să-l apere împotriva unor forțe demonice. Pavel spunea, cine cade în păcat și eu să nu ard. Bun, n-avem noi talia lui Pavel, dar am putea să ne rugăm, așa-i? Spunea Samuel la sfârșitul vieții sale, asta e o lucrare bună și pentru cei ce sunt pensionari. 1 Samuel, capitolul 12, zice el de la versetul 23, departe de arăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. E un păcat, auzi, să nu te rog, scrie în Isaia că Dumnezeu se miră că nimeni nu mijlocește. Domnul Iisus a rugat pentru Petru, că el n-a fost pe fază atunci. Știți, uneori suntem ca și un fel de copiloți, cel din dreapta sau din stânga, șoferul nu-i atent, și cel din dreapta spune, măi, bagă de seamă. Și avem în vedere slăbiciunile celorlalți și întâmpinăm noi aceste probleme. Știți că rugăciunea Tatăl nostru toată e numai la plural. N-ai avut să ceri pâinea numai pentru tine, să te ierte numai pe tine, să te izbăvească din ispite numai pe tine, numai la plural. Ce înseamnă asta? Multă mijlocire. Să-i pomenești și pe ceilalți. Vă rog să vă gândiți numai dacă i-am luat la rând pe toți frații de aici. Și pe alții care știm, nu? Ar fi important asta? Foarte important. E o lucrare de căpătâi. Mijlocitorii sunt o armată puternică. Nu degeaba spunea acel predicator vestit din Anglia, Spurgeon, că atunci când cineva a vizitat biserica, a zis, veniți, sosiseră mai repede să vă arăt sistemul de încălzire, adunării. Ce sistem de încălzire? Că e vară, ați venit la subsol. Și au prezentat acolo oameni care se rugau. În vremea lui Dwight Moody este cunoscut un caz în care n-au mai încăput mulți, că au venit așa ca la evanghelizare. Și când văd credincioși, au zis, voi ce căutați aici? Voi nu știți mântuiți, eu predic de evanghelizare. Duceți-vă repede în clădirea cealaltă și apucați-vă să vă rugați. Eu am nevoie de rugăciunile voastre. Pavel, auzi, simțea nevoia să se roage pentru el alții. Eu spun drept că mă bazez mult pe rugăciunile multor frați și surori și uneori când îi mai prind pe câte unii, îi mai abonez. Să se roage. Pentru că lucrarea sfântă cere multe rugăciuni, multe focuri din multe părți să se înalțe și apoi Domnul să ne vină în ajutor. Dragii mei, aș vrea în încheierea acestor idei să vă citesc din Efeseni 6, să vedeți cam cum ar trebui să gândim noi rugăciunea, care este
Un capitol important și ea intră în relație strânsă cu celelalte discipline spirituale, cu venitul la adunare, cu cititul Bibliei, cu postul, toate se leagă. Efeseni 6, de la versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul. Asta înseamnă sub călăuzire. Tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Numai când te gândești la versetul acesta, în toată vremea, tot felul de rugăciuni, pentru toți sfinții, cât de vastă trebuie să fie rugăciune. Ea ne ajută în toate. Citeam despre un frate care era, avea o echipă de construcție, luase un proiect mai mare și înainte chiar de s-a apucat de săpături și de demararea lucrărilor, când s-a rugat așa, a avut un gând să se roage mai insistent, s-a mai rugat și dintr-o dată un gând îi spune să mai verifice toată planul și când se uită, planul nu era trasat bine, cuprindea și o parte din perimetrul vecinului, trecea dincolo de hotar. Și el l-a corectat și l-a făcut de unde trebuie. Dar a apucat să uit, să spună asta la ceilalți, la proprietari și la ceilalți colaboratori. O trecut vremea și aștepta să-și primească salariile și cineva se sesizează, nu putem să vă plătim, fiindcă construcția nu este doar pe proprietatea voastră. Și fratele zice, fiți liniștiți, asta scrie în planșe, măsurați pe teren și veți vedea că construcția e la locul ei. Dar cum ai știut asta? Cine te-a sesizat? În rugăciune, Dumnezeu m-a sesizat. Pentru rugăciunea rezolvă toate problemele. Fie că e vorba de misiuni, s-a întâmplat acum, cu 20 de ani în urmă, niște frați din zona Oceanii s-au hotărât să străbată toate triburile din zona aceea și să le spună despre Domnul. Au trecut și pe alte insule. E fapt cunoscut, datat istoric și de acum, din generația noastră, nu din secole în urmă. Și când au ajuns la un trib foarte ucigaș, cei de acolo au spus, nu încercați, că aici au murit mulți. Și au spus, da, noi suntem gata să murim pentru Domnul. Și au intrat în poșe rugăciune cu toți. Și când au ajuns la acel trib, potrivit rânduielor lor, i-au dus direct la șeful de trib, care toți așteptau să-i omoare. Și acesta și-a predat viața Domnului. Și acum sunt acolo 16 adunări, când am citit eu asta în cartea aceea, și peste 1000 de credincioși. Lucrări pregătite cu rugăciune. Povesteau frații din Ucraina că era vremea URSS-ului și a mers cineva în țară și a dus o valiză de Biblie, sau două, nu mai știu asta. Și aveau 6 valize, era el și cu soția. Și când au ajuns, bine, când le-au luat mai întâi, s-au temut, dar frații le-au zis, fiți liniștiți, astea sunt pachetate cu rugăciune. Și Domnul ne-a spus că ajung la destinație. Și fratele cu sora a avut emoții și a zis, băi, numai femeia aceea să nu fie la vamă, că aceea tot te controlează, exact aceea era în tură. S-a spus, prima valiză deschideți, a doua deschideți, a treia deschideți, când ajung la patru, treceți la cincea. Numai aceea cu Biblie n-a căutat în ea. Dacă a fost împachetat în rugăciune, nu găsește nimeni, că acolo veghea Îngerul Domnului. Ăștia umblă pe teren numai să execute rugăciuni. Cineva spunea că Dumnezeu nu face nimic numai dacă există o cerere de pentru rugăciune. Iată cât de importante sunt toate. E important ca Domnul să ne ierte. Plecăm fericiți de aici. E frumos să-L lăudăm. Păi ferice de cine poate să-L laude pe Domnul, nu? E o binecuvântare, e fericit în ce are ajutor pe Domnul și poate să-i aducă cer. Dar nu-i fericire să-i și mulțumim. E bucuria întreagă, e împlinirea de plină. Dar nu-i bine să-i amintim și pe alții înaintea Domnului. Să uităm de alții, să ne amintim numai de noi. Dragii mei, va veni vremea când să-și aducă și alții aminte de noi. Și o să-i trezească Domnul să se roage pentru noi, dacă acum noi ne-am trezit și ne-am rugat pentru alții. Mărit să fie Domnul. Dar e frumos rugăciunea asta să o împletim cu cuvânt, să o împletim cu post, să vedeți cum ce repede ajung în cer. Și cu venitul la adunare, așa e, cu toate trebuie împletit. Să nu lipsească una la apel. Și dea Domnul ca anul acesta să fim mai aproape de El.
potrivit mesajelor care au fost din partea Domnului, din ce am auzit eu, Domnul ne mai dă un an de îndurare. Dar să știți că vor fi și anumite focuri în dreptul unora, dar tot cu scop de mântuire. Ca Domnul vrea să ne apropie de El și nu vrea să ne scape. Ar fi cea mai mare tragedie să murim fără Domnul. Și tristețe pentru noi ca să vedem și pe alții că se pierd. Doamne, ajută-ne să ne mântuim pe noi și pe alții. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Așa că ne facem un angajament, nu jurință, că asta nu-i după Biblie, să ne rugăm anul ăsta unii pentru alții. Vă amintiți și de mine. Începeți cu A când vă rugați, cu Anca. Și apoi continuați cu români, cu slovaci, puneți în ce ordine vreți, dar să nu scape vreunul. Că Domnul vrea să ia aminte. Să ne rugăm și pentru alții care nu-i cunoaștem. Dar prin Duhul vom fi călăuziți să ne rugăm. Și asta este foarte, foarte important. Slăvit să fie Domnul în toate. Amin.